Administrația filialei numărul 37, Rezina Banca de Economii, dezminte informația apărută pe rețelele de socializare, precum că filiala din Rezina își întrerupe activitatea și beneficiare de pensii nu pot primi sumele din cont. În luna iulie s-a depistat că unor pensionari, clienți cu stagiu de deservire la BEM, nu li s-a înscris pensia la contul de depozit sau de card. În urma investigațiilor s-a depistat că motivul a fost o eroare în baza de dată la CNAS, care s-a petrecut în urma migrării informației, cu scopul de servirii calitative a clienților în prezent angajații filialei numărul 37. Perezina Banca de Economii lucrează în privința depistării clienților pensionari, ce nu și-au regăsit pensia în cont și transmit informația la CNAS pentru a restabili sumele respective. Filiala Rezina și 17 agenții subordonate din raion își desfășoară activitatea în regim normal de lucru, dispună de active necesare și prestează toate serviciile cetățenilor.